Accept. Accept să-ți fiu mamă și tot ce vrei tu în viața asta. Ce țapă ți-o dat! Deci de-aia trebuie să te trezești de dimineață, să te machiezi, să te faci mechere, nu știi că nu sunt filmată. Ia până filmați, iubita. Carolina are mami tort! Ce cute! Mamă, ăsta e tort de casă, am vrut să mâncăm ceva mai bun, e mai tort natural. De casă? Da, da. Ce chestia asta? Nu știu ce este, ce chestia aia? A, am crezut mii decorațiune, dar știi ce? O căzut ăsta de aici. Mâneri! O căzut mânerile de aici și uitați cum era și o căzut că e decorațiune. Stai. Bă, deci avem tort de casă. Stai, vrei floricica aia? Ia-o. Ia floricica, pui, haide. Poftim. O mănânci, pui, ce faci cu ea? Ia mănânc-o. Îți place? Nu. Mulțumesc de tort de casă, deci chiar nu mă așteptam așa ceva. O să scot fetele la restaurant astăzi, dar avem aici copănele cu orez pentru fete, o să-mi pun și eu și aici avem niște salată. Bă, deci am făcut salată după un an, doi ani. Bă, o dăm pe salată. Eu n-am mai mâncat salată de foarte mult timp. Ia uite, uite cum mănâncă. E bun tortul? Noi nu suntem părinți din aia care nu dă la copil dulce. Dăm puțin, am dat și sarmale să primească cu toate, nu prea sărat sau condimentat deloc. Asta e, nu-i zicem nu. Nu-i zicem, lasă, mănânce copilul. După aia mai mult vrea. Da. Mă filmez pe mine. Asta e cameră nouă. Deci e ziua mea azi. E la mulți ani cu eu. E cameră nouă și nu prea s-o obișnui cu ea. Nu mai știa să mă filmez, mă machiam și eu. Uite, toată mică. Vrei și pe cealaltă floricică? Uite, pune aici degetul, Carolina. Pune degetul pe ciocolată, așa, și pune în guriță. E cum bun? E? Asta! Vrei floricica asta? Ia floricica, puiul. Deci rămân fără decorațiuni. Ia uite-te, ia mâncă floricicile. Floricicile. Cum e puiul? E bună? Am mâncat-o, o halită. Bravo, puiul. Bineînțeles că și-a pus turbanul pe cap. Hai că noi trebuie să mâncăm cu pănele, că după aceea știi că pofta. Și după aia mâncăm și tort. După găm tort. Deci vă mulțumesc pentru urări. Cu siguranță îmi scrieți acolo foarte multe. Gata, pui două flori. Nu mai sunt, iubita. Dar stai puțin. Deci eu e... Închide tort, iubita, că le cere pe toate. Eu alaltă ieri mă uitam pe YouTube la o rețetă de tort, știți? De ciocolată. Și voiam să-mi fac eu tort de casă. Și vine Feric și mă întreabă, ce faci? Uite, mă uit la o rețetă de tort, vreau să fac tort de casă. El... I-am citit expresa pe ține, că bine, nu mai fac. S-a pregătit el. Băi, nu știu cum se închide cutia asta. O închid eu, iubita. Hai să mâncăm cu pănele, scumpo. Haide. Carolina, vrei tortul? Da. Tortul. Ia uitați ce farfurii ai aici. A adus da, pentru tort. Da, am niște farfurii de tort. Așa se mănâncă tortul, farfurii din asta. Tortul. Vrei tortul? Tortul, la mulți ani, mami. Tortul, la mulți ani, soțioara mea. Bine, noi o să mergem și la undeva să mâncăm cu... Tortul. Cu familia, dar acum tortul e prea bun. Trebuie să-l încep dinainte. Vrei asta tu? Taie, tati, care asta vrei? Bine. Da. Aia cu floare vrei? Nu știu. Da, îi dai pupul lui mami? Mua, dă-i mua. Mama, cum se simte. Miam. Nu știu ce tort e asta, dar e bun. E făcut de bunii. Mulțumim, bunii, că ai făcut tort. Chiar nu mă așteptam. Ia uite-te. Uau, cu ce, cu portocale? Eu știu cu ce e bun să fie. Uitați-vă cum arată când ești... Uitați-vă ce e fin, ce finuț. Nu știu cum se pune furculița, lingurița, dar uite-te. Mulțumesc! Ia costă puiul meu. Văd aici multă nucă de cocos. Serios? Da. Asta e cu tort cu dedicație. E șmecher? Și cu ananas. Păi vreau și eu să mănânc. Foarte bun, nu mai bun decât ăla de la cofetărie. Vrei și tu, Carolina? Mamă, ce buni buni, te pricep. Câte bucăți de tort vrei? Câte bucăți de tort vrei, puiul? Puiul, e foarte bun. Serios? E super bun. Bun, arată mișto. Buni, te pricep. Zic câte bucăți de tort vrei, Carolina? Ata. Vrei ata să mănânci? Aia mănânci. Ia uite cum bagă, Uimită. E super bun. Deci bun de... Cred că e cel mai bun tort pe care l-am mâncat vreodată, sincer zic. Mai vrei o felie? O să mai mănânc astăzi de-a lungul timpului. Uitați-vă ce înseamnă un tort de casă. Nu mai vrem să mâncăm de la cofetărie, că ne-am cam săturat. Nu că am mâncat noi prea multe, dar vrem și noi ceva de casă și se pare mai bun. Bine, de ziua Carolinei o să fie de la cofetărie pentru că o să aibă super decor și așa. Uite, tati, tai acolo pentru Carolina. Asta! Aia? Da. Bine, ia să vedem. Mamă, ce feliuță de tort! Asta ce-a venit cu feliuța de tort pe care am văzut-o. Carolina, uite-te, îți dă tati feliuță de tort. Cum e? E bun? Mai vrei floare? Ia, tu vrei toate decorurile. Deci bine că n-a pus bunii prea multe decoruri, dar nu că l-a mâncat un kil de decor. Poftim. Asta e Rafaelo. Da, e un Rafaelo cu bun simț, deci e super bun. Bilețeta. Nu e din ăla de...
rețeta de la Rafael Ote de casă. E ce... Dacă am cerut eu a doua felie, care-i bun? Dacă am mâncat de două ori din el, s-o duc jumătate de tort. Iată că am avut de la mine. Îți place? Ce genial. Dar bine, nu mâncam mâncare înainte. E bine, nu mâncai mâncare, sunt muștor? Lasă și copănele făcute de mine, sunt șmechere. Salată făcută de mine, am făcut șmechere. Carolina a mâncat salată. De-a zis ce bun a fost orezul. Orezul nu a fost bun. Văd cum arată aici, cu cocos aici, știi? Deci are cremă de cacao, ăsta e blat de cacao, după aici are ceva cu mult, mult, mult cocos, ca un fel de Bounty. Da. Și aici are o cremă de vanilie, cu ananas, foarte bun. Și glazura. Spui la mulți ani, mami! La mulți ani, mami! La mulți ani, zic, mare, mami! Tu mănânci tort de pe deget? A, tu faci acum cocolaic, da? El e cel mai dulce cocolaic. Am, mănânci cocolaicul. Bă, dar prost sunt și eu. Azi de ziua Cristina n-au apucat să iau flori. Uitați-vă cum este barba. Am mai zis frizerul meu să mai aștept o săptămână până când să mi-o tundă, pentru că au efectiv în toate părțile. Am efectiv încep să arăt ca pisicelele, Confucius, cum le zic eu. Na, și faza este că eu de fiecare dată de ziua Cristinei iau cu o zi înainte flori, dar astăzi n-am o flori pentru că ieri când am vrut să iau flori era o căldură din aia de puteai să mor de cald era. În mașină era foarte cald, nu aveam și faza este mă gândeam, dar unde le pun acasă? Acum Carolina este mare, umblă peste tot, nu aveam unde să le ascund pur și simplu. Chiar nu aveam unde, sincer. Și am zis că astăzi mă trezesc de dimineață ca să iau flori. Dar faza este că n-am dormit, a trebuit să lucrez ceva noapte, n-am dormit decât câteva ore. După aceea la 7 dimineața zice Cristina aici, hai să filmăm video de ziua mea. Am filmat ceva și la Cocolix. Pur și simplu, bă, m-am trezit că n-am mai apucat să iau flori. Și acum fetele mele dorm, mă duc și sper să iau cel mai frumos buchet de flori, că na, până la urmă gestul contează și la anul văd cum o fac, dar bă, dar n-am avut unde mă să le ascund, mă trebuia să le ascund la niște vecini, niște prieteni, că era, cred că asta trebuie să fac, pentru că efectiv altă soluție n-am. Faza este că am vrut să-mi pun GoPro în mașină ca să mai vorbim, dar imediat am zbugit-o pe ușă, direct la mall mă duc, pentru că aici duminica este efectiv tot un chis, adică în afară de Kaufland, Lidl, Penny, din astea așa, nu găsești și la mall sigur o să găsesc o florărie, că aici toate sunt chise. Că a picat duminică data asta, dacă pica în timpul săptămânii, era ceva mai bine. Vreau să-mi iau GoPro ca să mai vorbim așa puțin în mașină, dar n-am mai apucat. Am zbugit-o, așa că mă duc repede până la mall, pornesc mașina, vezi acolo ce găsim. Bă, fraților, am ajuns la mall, în parcarea de la mall, plouă afară de înnebunește, haide să mergem să vedem ce găsim. Vă mulțumesc, cum mai vine? Da. Du-te mă cum arată, ești nebun, ia uite-te la el. Oprește melodia, haide. Ce faci scumpă? Wow. Da, da. Ia uite iubirea mea. Uite-și Carolina. Ia tu puiul, la mulți ani iubirea mea. Băi, nici la nu te n-am putea să ceva. Oh, cam ales și cu mov, că ți-ți place movul, iubita. Dar nu mai așteptam. Mamă, ce frumoasă. Eu le-am ales. Am zăpăcit-o pe aia vreo jumătate de oră. Mă bucur, asta a fost și intenția. Mamă, wow, și bujori? Am pus și bujori. Deși miros bujorii. Deci ăsta este un buchet care și miroase, cum frumos. Ce fain, e Carolina, asta e centerpiece, nu are tot pe masă la nuntă. Îți mulțumesc. O drag iubita, la mulți ani de ziua ta. Poți să-l pui unde vrei? Ce frumos, ei, voi l-a văzut cât de fain, e super. Vreau să vadă și Carolina. Uite Carolina cât de fain este. Uite ce. Miroase. Miroase fain puiul. Acolo să ți-l pun? Să fie al tău? Noi mâncam acum lapte cu biscuiți. Ia să vedem, uitați, mâncam lapte cu biscuiți, mănâncă fetele mele. Păi și-o ca fraierul. Și-o ca fraierul, am uitat să iau biscuiți la fetița mea. Mă, dar ce frumos sunt. Dar nu știu, dacă avem noi așa o vază, că ai biscuitele lui mami. Ai furat de la mami?
Îl fac tu? Dar Luna s-a echipat toată, după cum vedeți. Este cu rochiță aici, pentru că ea vrea să meargă în oraș. Să meargă în oraș cu, da, iubita. Mulțumesc, iubire, superbe. Ma. Sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Mă simt atâta de obosită, este 5:10, la 6 avem rezervare la un restaurant. Am făcut-o pe ultima 100 de metri, gen la 5 pe un sfert am sunat și am întrebat, aveți loc pentru la ora 6? Și au zis că da, norocul nostru. Acum vreau să mă machiez puțin, toată ziua am petrecut-o așa. Acum, repede, repede, rutina de machiaj, dar nu vă zic exact ce produse folosesc. Nu folosesc decât o cremă, un deten, Dior, că mi-a luat Dior. Bă, e super bun Diorul ăsta, deci vă zic sincer. An de zile am folosit un fond de ten de la Guerlain și când am mers să-l iau, nu se mai e fabrică sau ceva de genul, nu știu, nu-l mai au la Sephora și nu mi l-am mai luat acum. Și între timp folosisem de vreo 2-3 ani un CC cream. Dar nu prea era fain, știți? Mă dădeam cu machiaj și parcă simțeam că într-o oră nu mai am machiaj. Așa că am dat-o pe Dior. Deci vă zic că am dat-o pe Dior, e singura și gluma. Și faza este că sunt super mulțumită, îmi place foarte tare. Se cheamă Dior Backstage, cred că, ceva de genul, deci vi-l recomand. Șmecheră treaba. Faza este că n-am apucat să mă odihnesc astăzi deloc, nici măcar 5 minute. M-am trezit super de dimineață, ca în fiecare zi. Și am tot lucrat în continuu, am avut grijă de Carolina și acum, după amiază, simt în sfârșit că e ziua mea. Așa că, faza este că plouă. Inițial am vrut să mergem în alt loc, în alt restaurant, dar plouă și acolo era cumva în aer liber. Bă, deci mă grăbesc, stați, vedem, ce mai trebuie să mai fac acum? Mă dau cu blush. Am un blush rupt, dar e foarte bun. Aș vrea să fac un fel de video. Intrez așa, gen cu produse pe care le tot folosesc și le tot cumpăr de ani de zile. Ce ziceți? Aș vrea să facem ceva de genul. Pentru că mie sincer mi-ar plăcea să văd ce produse așa de încredere sunt pe piață și alți oameni le tot cumpără. Începând de la gel de duș, la creme, la fondul de ten, la chestii de genul ăsta. Să vedem. Ieri am mai avut o petrecere în familie, deoarece socrul meu, tatălui Felix, este născut cu 2 zile înaintea mea și am apucat ieri să sărbătorim și pot să vă zic că tare greu a fost să ne urnim, gen, să ne ducem, să ajungem la timp, am întârziat vreo jumătate de oră, pentru că dulceața noastră, Carolina, nu voia să stea la freză, nu voia să stea să-i se facă părul. Era sus de tot, pe ultimele scări la terasă. Și oamenii ne așteptau, gen, vă porniți în 5 minute? Noi, da, 10 minute, în jumătate de oră mai târziu am ajuns și noi. Cam așa e faza. Dar astăzi sunt mega și mecheră, deoarece imediat ce s-a trezit Carolina de la Nani, am pus-o să facă parada modei și să vedem exact cu ce rochițe se îmbracă și era, e deja gata Carolina. Deci dacă ea e prima gata, care se face din timp, de gen cu 2 ore dinainte am îmbrăcat-o, ca să mă asigur că astăzi facem ceva, să mă machiez extra și mensas, fancy. Ia să vedem ce avem pe aici. Să mă machiez așa mai cât de cât, mai șmecher, nu știu ce să zic. Gen, să se simtă că e ziua mea. Hai să se simtă puțin. Dacă tot e ziua mea, măcar să se simtă. Deci mi s-a oprit camera exact când mă făceam și o extra și mensas, șmecheră. M-am dat cu puțin fard aici pe ploape și hai să mă dau și cu rimel. Deci m-am mai dat cu rimel de mult timp. De obicei nu mă dau cu rimel, dar asta de ziua mea. Ia uite genele, bă! Ne dăm și cu ruj. Sincer, rujul ăsta de la... Dar de fapt nu mă mai zic, las că facem video-ul ăla. Gata! Ăsta e tot machiajul! E ora 5:15. Auci! Sunt gata, mă duc să mă îmbrac și mergem. Am făcut rezervare într-un loc foarte, foarte șmecher, nu am mai mers niciodată. Sper să fie bună și mâncarea, pentru că de arătat arată destul de fain. Tati! Tati!
Haideți că am făcut cumva și am reușit. Suntem în mașină, stai să vedem cât e ceasul. M-am îmbrăcat cu chestia asta, o salopețică. E foarte frumoasă, nu e gen de eveniment. Am mai purtat-o și... Pe la piață? Dar nu contează, îmi stă bine, nu contează. Important este să fim noi mulțumite. Carolina, stai decent! Aproape picioarele. Așa, bra! La mulți ani mie! La mulți ani mie! Party! Deci eu fac 23 de ani, pentru cine nu știe. No. Noi am uitat cadoul. Nu mă uit, nu mă uit să văd, nu mă uit. Cadou surpriză. Deci uita la soție cadou. Mergem, pornim către restaurant. Și ce-am realizat eu că suntem super punctual. Da? Adică mai punctual decât credeam, faza este că începe să plouă. Lasă că... De asta am luat rezervare interior. Carolina, când mergem la restaurant, ce vrei să-ți comanzi? Paiu. Îți comanzi paiu? Da. Carolina a descoperit că poate să bea suc de portocale fresh dintre ăsta. Fresh, da. Fresh cu paiu. Faza este că noi putem să-i faci și noi în casă, mult mai ieftin. Și am mai făcut de câteva ori, dar nu prea vrut să bea. Paiu. Da, dar ne-am dat seama din ce cauză. Trebuie să adăugăm un pai. Deci voi vedeți că plouă. Noroc că ne-am făcut rezervare dintre asta în interior. Noi aveam rezervare în altă parte. Doar că acolo plouă foarte tare și nu au loc în interior, dar alții au pățit, au avut o nuntă în exterior și mă zis ăla că plouă, nu știu ce facem. Noi am avut rezervare în altă parte și i-am sunat, hei, rămâne că aici plouă. Zice, nu mai rămâne, că ce aici e jale, nu putem. Și am găsit în altă parte, poate și mai mișto, super tare. Da, deci le ziceam și eu la nucile de cucuz că n-am mai fost aici niciodată. Carolina ne dă concert aici. Ești încântată? Tu acum spui meniu? Frate, dar ce plouă! Plouă, sper să ne oprească! Plouă! V-am zis când plouă. Uite, aici nu plouă deloc. Deci, efectiv, faza asta cu nori e foarte tare. Avem noroc, suntem norocoși de ziua mea. Chiar îi ziceam lui Felix că de ziua mea, de când sunt copil, tot timpul ploua. Știi, ploua torențial. Și după aia apărea soarele sau de multe ori și curcubeul. Bă, eu sunt bucuros că mergem, ne este fomiță. Aici a plouat în centru acum 2 ore când am fost eu la mall sau 3 ore. Și acum uite și tu s-a uscat complet, asta e fain la Timișoara. Deci ce norocoasă sunt. Mergem să comandăm, că mie e cam fomiță. Carolina vrea și ea cu paio, nu mai poate de nerăbdare. Hai să mergem, chiar sunt foarte curioasă să vedem cum e nou restaurant. Ești bucuroasă? Da, așa este. Tu faci vlog? Da? Deci eu văd aici ceva la Carolina. O luăm pe aici? Da. Vedeți, Carolina are ceva în mână. Eu cred că ăsta este cadou pentru mine. E adevărat? Așa este, puiu. Carolina, ai tu cadou acolo pentru mami? Ce frumos din partea ta! Carolina-i face ce mâi la Monkey. Mână. Are mână? Da. Are două mâini? Da. Cum mă cheamă? E gorila? Gorila, da. Să se rupă orile, nu rupă orile, nu le rupă. Doamne, a-a. Face mâi. Faceți o iubire! Deci Carolina e aici, așteaptă să înceapă concertul, o să fie nu știu ce concert jazz, mi-e place foarte mult jazzul. Și ea e ca și mami, cum era mami înainte, vedeam coate să ajung prima. Așa-mi plăcea. Bă, deci m-am dat cu ruj și era murdară de ruj. Am întâlnit cu oameni și am făcut poze. Deci eu eram prima la concerte. Se pare că Carolina mă moștenește. Iubita, vrei să fii prima? Ea era pe scenă.
Când mai crești, pe scenă, da? Când mai crești. Să cânti? Vrei să cânti pe scenă? Vrei să cânti? Da? Noi ne-am întors deja acasă și Carolina mi-a dat bușețica ei. Ce spuneți? Îmi stă bine? Deci uitați cât de chic. Cât de chic este poșetica ei, nu știu ce, să i-o dau, să i-o mai dau înapoi. Ești bucuroasă că facem video? Mai poate. Deci, oameni buni, ne-ați admirat ținutele, mai ales ținuta Carolinei. Deci voi vedeți cât de superbă este. Da, avea rochița asta și chiar nu o purtase deloc și mă bucur că am. Rochița! Am aici cadoul, din partea mea. Da, îi dai tu lui mami cadou, dai tu lui mami cadou. Îi dai tu? Dar vin aici pe pat. Vine aici să te vadă nucile de cocos. Șoratra poșetă, dă-i te rog lui mami cadou, scumpa mea dragă, mică dragă. Da. Dacă poți să iei cadou de la Carolina, care știu ce face pe acolo. Carolina, ce ai găsit tu pe acolo printre degețele de la picioare? Ea face curat. Faci curat? Îmi dai și mie cadou? Nu. Nu? Dar el lui mami, putem să-l deschidem să vedem ce e înăuntru. Hai să vedem ce e înăuntru puiul meu. Ia, ești curioasă? Până la urmă ne-am hotărât să ne dăm cadou în casă. Că era muzică, așa era, și vrem să... Dar ție acolo, ție aici, ție are se pentru... Se verifică mai întâi. Ție acolo pui, ție acolo iubita. E ceva, vrei să deschidem? Ia deschide tu. Mami ajută. Trage, trage, uite să tragi capacul, tu ține de aici și mami trage capacul. Vai! Vai, iubita! Stai puiul, că inelul de logodă al lui mami. Dă-i lui mami. Ia uite. Ăla inelul de logodă al lui mami, dulceața mea. Unde-mi inelul? Carolina, îl dai lui mami. Uite, mi-l pui aici. Nu. Inelul, băi, inelul lui mami. Nu mai dă inelul. O postat. Mami, tati-o dat bani pe el. Deci tati mi-a luat un inel pentru că ăla de dinainte nu mai venea. Și acum am rămas fără inele. Ia uite, dai să-l vedem așa puțin. Ne arătăm? E frumos? Mi-l dai, iubire? Tu! O cer pe mami de mami? Zic, o cer pe mami de soție. Carolina, o să mergi cu tati în mor și ție și tu ne lași bun, da? Da, tu știi că și tu ai un inel. Unde? Aici. Vrei să-ți dea mami inelul tău? Da. Adu inelul ei, mami. O faci mai jasin, că nu-mi dă inelul. Uite, ține-l, ține-l, ține-l. Îl dai? Hai că-l pune tati pe deget. Accept, 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 accept cu cea mare plăcere. Oh my god, ce romantică treaba, bă, pune-l bine acolo. Stai că vreau să-mi-l pună ea. Ce pune ea, da. Carolina, pune-l lui mami din nou. Pune-l lui mami pe deget, încă o dată. Încă o dată, cum ai făcut mai înainte? S-a răzgândit. Pune-l lui mami. Uite, pe degetul ăsta-l tu aici, da? Accept. Accept să-ți fiu mamă și tot ce vrei tu în viața asta. Ce țapă ți-o dat. Iubir. Păi, dă-i nerucă dacă îl pierdem până două zile. Deci eu am rămas fără inel. Lasă că până se pună să doarmă luăm noi. Da, dar îl ții bine, să nu-l pierzi. Dacă pierde, găsim, lasă că nu-i bine așa. N-ai evita. Îți mulțumesc. Te iubesc, ce pot să zic? Uite că reușim și noi să facem ceva, așa? Mămică dragă, nou inel, deoarece l-am dat la schimb, l-am vândut pe ăla, am mai pus ceva bani și am luat altul nou, că la acum, Ana, nu mai merge ăla. Ce frumos. A, mulțumesc. Și ăsta le-am schimbat. Dar ăsta au vrut să le aleagă ea și el a... Na, ia uite aici. Mulțumesc! Ia uite. În sfârșit sunt și eu din nou femeie căsătorită și... Un an jumate sau ceva de genul. Dar 2 ani. 2 ani fără, cred că, fără astăzi, efectiv n-avea nimic. 2 ani fără o lună. Sunt femeie căsătorită. Ești femeie căsătorită? Femeie căsătorită, da. Bravo! Mamă, dar ce drăguț! Ui, ce frumos, îmi place! Vă place? Foarte fain. Carolina, îți mulțumesc, iubita, să-ți mulțumesc și tati. Asta a fost video-ul pentru astăzi, nucilor de cocos. Sincer, mulțumesc foarte mult pentru toate urările pe care mi le-ați dat. Ce se joacă copilul? Mulțumesc pentru cadouri. Da, și noi ne vedem în video următor. Pa! Pa! Eu rămân eu cu gentuța asta. Carolina, nu așa se pune din podul, dragoste. Gata, dar nu am fost să merg sub ea. Ia uite ce place la fetița noastră. Noua jucărie, uite, merge sub ea. Îți place? E interesant? Interesant. Faza este că când era mai mic, s-a prins de asta. Da, s-a prins de cârligul ăla. Dar ce bine să crochița, iubita. Ești superbă. Mami! Să vină și mami aici? Hai, mami, du-te!
Ce faci, filmează punga de gunoi din capă, deci zici că... Deci acolo am un punga de gunoi, am făcut curat azi, deja mea de dimineață. Să vină mami aici. E doar punga, stați liniștiți. Să stau în fundulețe aici. Suntem amândouă. Să vină și tati. Tati, filmează puiul meu, ce vrei să vină și tati? Să vină și tati, insistă, spune tati că insistă. Da, puiul, ce iubit, a zis ei. Aici. Aici vine tati, gata, uite aici, e tati. Deci ia uitați. Activități. Stai acolo. Vă simțiți bine? Da, sunt obligat să stau aici.